Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii De Facto. Astăzi vrem să abordăm niște teme de etică politică, pentru că ele și-au locul în politica moldovenească. Am avut câteva scandaluri, discuții despre discriminare, dar vrem să abordăm și teme de sănătate, pentru că invitații emisiunii de astăzi se pricep la acest subiect. În primul rând aș vrea să prezint, fără supărare pentru domnul Reniță, pe doamna Rodica Grama, vicepreședinte CUB, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Doamna Grama în același timp este expert în probleme de sănătate și vom profita de ocazia unor declarații, ieșiri în public a doamnei Nemerenco, care ne-a povestit despre criza din medicină, ca să abordăm aceste teme. Și, desigur, expertul nostru permanent, putem spune, care apare, vine foarte des la emisiunea De Facto, domnul Valeriu Reniță, publicist. Domnul Reniță, bună seara! Mulțumesc de invitație! Dumneavoastră abordați, am înțeles, problemele de sănătate mai curând din experiențe proprie. Știți că, apropo, este permanent, ne amintim de analizele nu știu cui, da, care dar tocmai despre el vom vorbi în această emisiune, însă vom începe cu ceea ce ne-a spus ieri doamna Nemerenco, ministrul sănătății. Cumva, noi știam că în medicină, în domeniul sănătății, se fac optimizări și cumva atrageam atenția mai mult la acest subiect. Am constatat, după informația care ne-a spus-o doamna Nemerenco, că Republica Moldova duce o lipsă de aproximativ 700 de medici. Vacante sunt 1200 de locuri destinate personalului medical cu studii medii. Asta înțeleg că sunt asistentele medicale, dar și alții. A mai dat niște cifre îngrijorătoare doamna Nemerenco, dar ne-a spus că, în principiu, situația este sub control. Guvernul face tot posibilul pentru a îmbunătăți situația. Doamna Grama, cumva, din perspectiva dumneavoastră, a partidului dumneavoastră, dar și de la înălțimea experienței, cum vedeți situația în medicină? Nu am abordat acest subiect de mult timp și dorim să revenim. Da, bună ziua, mersi mult de acest subiect, fiindcă chiar ultimul timp puțin se abordează în media această problemă. Se pare că sub declarația că totul este sub control, lumea se acceptă că cu adevărat este totul sub control. De fapt, problema crizei cadrelor medicale nu este nouă și vreau aici să amintesc un proiect foarte mare finanțat de Organizația Mondială a Sănătății și rezultatele acelui proiect prezentate în 2014-2015. Apropo, doamna ministru actual a fost atunci manager de proiect și deci cu 10 ani în urmă problema a fost constatată și promovată prin acel proiect când era altă guvernare, dar problema era la fel de acută. Și în acel proiect s-au realizat 3 studii mari în care s-a încercat a determina de ce pleacă personalul medical din sistemul de sănătate. Studiile au fost focusate pe diferite regiuni. Primul studiu a fost făcut pe medicii din Republica Moldova care părăsesc sistemul, dar rămân în țară. Își schimbă doar profesia. Altul a fost pe medicii care emigrează în România și al treilea a fost pe medicii care emigrează în țările UE. Deci eu am fost parte a celor cercetări, cunosc foarte bine rezultatele și tot proiectul. Da, așa o mică curiozitate, încotro se îndreaptă mai mult? Care din aceste direcții este prioritară? Cred că cel mai mult în România și după aia țările europene care au fost prezentate în acel raport, unde sunt Italia, Franța, Belgia, Marea Britanie, deci unii merg medicii noștri și își echivalează. Deci cel mai puțin se abandonează medicina în favoarea altor ocupații. Da, deci dacă e să luăm comparativ, mult mai puțin părăsesc și rămân în țară. Majoritatea părăsesc și pleacă. Deci, în acel studiu, noi o să vedem, noi am determinat factorii, se numesc ei în engleză push și pull, deci factorii care, de fapt, motivează acest proces de părăsire a profesiei. Și atunci, cu 10 ani în urmă, noi am constatat că nu doar salariul este motivul pentru care părăsesc medicii și chiar personalul medical, am în vedere toți și asistentele medicale, părăsesc sistemul. Foarte mulți au menționat condițiile și atmosfera de muncă care este de fapt la locul de muncă. Favoritismul care predomină, această manieră totalitară, condițiile proaste de muncă. Totalitar în sistem. În sistem, da. Deci
această dictatură pe verticală, când medicii trebuie să fie încărcați cu niște sarcini care și nu li se permite nimic să spună, deci ei sunt constrânși și nu au libertatea profesională. Deci eu vreau să zic și astăzi, eu vorbesc cu foarte mulți medici care sunt extrem de supărați pe reformele care se întâmplă în sistem și această neconcordanță și această chiar haos de multe ori în indicațiile care vin de la Ministerul Sănătății și nu sunt ajustate ordinele, multe dintre ele sunt în contradicție, lipsa legii de malpraxis, medicii aflându-se în stări de multe ori vulnerabile și nu sunt protejați. Deci nu numai salariu. Medicii pleacă de multe ori supărați pe faptul că el se simte neprotejat atunci când e vorba despre o greșeală medicală la care nu el este vina, dar el este găsit țapul spășitor. Atunci când îl cheamă managerul de instituție și îi dă indicații să facă economii pentru că ei au un contract cu CNAM care nu le-a validat vreo 10 milioane și instituția este pusă pe brânci și instituția trebuie să supraviețuiască. Și atunci medicul, da, el are un salariu, dar când în fața pacientului el trebuie să primească toată nemulțumirea față de sistemul de sănătate astăzi care este prost gestionat, atunci el pleacă. Asta este problema. Doamna Gram, încă o întrebare și încep cu domnul Reniță, dar spuneți, vă rog, această cifră de 700 de medici și 1200 de, să zicem, asistente medicale sau sore medicale, este o cifră critică pentru sistem sau pentru că, în fond, vedem că sistemul supraviețuiește, când ne apelăm la medici în virtutea vârstei, trebuie să o facem, găsim medici, totuși. În Chișinău. Da, suntem din Chișinău, e drept. Păi găsiți în Chișinău. Asta e ideea, că, de fapt, această lipsă nu e în oraș. Lipsa este în raioanele țării și noi avem foarte multe raioane care sunt fără medic oncolog, fără medic cardiolog, fără endocrinolog, mai în special specialitățile înguste nu sunt suficiente și, după cum este și în acel comunicat, chiar și medici de familie, dar în raioanele în special de sud este o criză unde un medic acoperă câteva sate, ceea ce enorm mod normal este un acces redus și pacienții noștri, din păcate, merg la medic atunci când deja îi doare. Nu pentru prevenire, pentru control profilactic, deja când nu mai poate. Eu am auzit asta încă de mult. Asta e caracteristic nou tuturor moldovenilor. Medicul de familie ar trebui să fie cel care ar trebui să facă activități de profilaxie, dar el face activități de tratament. Am să vă întreb și pe dumneavoastră întrebarea care eu pun acum domnului Reniță, cumva întrem în zona politicului. A venit doamna Nemirenko și ne-a spus aceste cifre îngrijorătoare, ne-a cumva insuflat și o doză de optimism că totul e sub control. Da, totul este sub control, dar să vă rog, după totuși atâția ani de guvernare, pască deja s-au scurs câțiva, e în drept să ne vorbească despre această situație sau guvernul putea să intervină și să rezolve, sau cel puțin să încerce să schițeze un gest pentru a rezolva aceste probleme? Cum vi se pare acest ghidaj politic care și recunoașterea că da, sunt probleme și probleme grave? Pentru mine, sincer să vă spun, și tocmai acum, înainte de alegeri, cu 3 luni și ceva, mi se pare cam stranie declarația asta. Poate pe doamna Nemirenko... Doamna a fost sinceră, ne-a spus... Ce înseamnă ministri sincere? E o bancă. Deci probabil că doamna ministru a fost cumva strânsă, constrânsă să facă declarația asta. Acum să ne lansăm în speculații de ce. Putem, dar nu știu dacă trebuie să o facem. Situația e urâtă, dar eu cred că... ca și ceilalți miniștri, nu este o abordare sistemică în sectorul dat. Eu m-am confruntat, de exemplu, 2-3 luni în urmă, când s-a introdus rețeta electronică, mergeam la farmacii și nicăieri, deci responsabilii nu puteau opera softul. Toate că s-a declarat că lucrează într-o oră după lansare. Absolut. Da. Și ei au spus că nu a fost absolut nicio pregătire. Li s-a aruncat softul ăsta pe calculatoare și a spus că lucrați. Deci de aici tragem concluzia că nu se lucrează sistemic. Pe de altă parte,
într-adevăr, totul, medicina e la Chișinău. Încearcă să obții, de exemplu, un examen serios, dar mulți au nevoie de rezonanță magnetică, dacă ești în sat. Asta durează luni. Dar unde se duc oamenii? La raion sau? Deci, 10-12 luni. Nu, el la raion nu are, că nu sunt aparate. Deci trebuie să-ți eliberezi o țedulă întâi de medicul de familie, după asta mergi la raion să-ți accepte. Da, și dacă ești băiat bun, îți accepte. Și după asta ești în rând. Și ești în rând, cel puțin începând cu 3 luni. Trei luni. Dacă, deci, între timp, unii pacienți nu mai au nevoie, mă iertați, de asemenea examen. Eu discutam cu un pacient dintr-un raion care îmi spunea că avea dureri de cap, s-a adresat la medicul neurolog care a spus că ne trebuie un remene și l-a pus în rând pentru acest remene. Era luna februarie, rândul ajungea în decembrie. Deci, practic, 10 luni asta pentru un remene. Pe poliță, și atunci ce plată, faci? Probabil, plată, poți... da, nu, așa asta impune pacientul. Cu 200 asta de euro. Asta impune pacientul să meargă la privat și să plătească pentru că... Și atunci vă dați seama, medicul ăsta, neurolog, care trebuie să-i spună lucrul ăsta pacientului, el își primește toată nemulțumirea în cap înapoi. Și atunci el pleacă, el zice, m-a supra să răspund pentru un sistem. Un alt motiv. Da. Dar eu vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră cu referire la politică. Știți, în 2016, pentru 10 ani a fost aprobată strategia sistemului de sănătate pentru resurse umane, pentru că vă zic, problema resurselor umane ea durează de ani de zile. Deci doamna Minimerencu, venind în funcție de ministru, trebuia doar să vadă strategia care era deja în forță dar când a venit. Cunoaște, că ea doar a participat și, da, la toate. Și să implementeze punctele din strategie. Și deci la începutul mandatului la fel era criză de cadre și nu este o noutate și nu s-a făcut acum mari descoperiri că noi avem criză de cadre. Lucrul ăsta s-a constatat cu 10 ani urmă. Noi trebuie deja acum să vedem cum se implementează pașii de îmbunătățire. Doamnă Grăb, dar situația se răutățește, se menține la un anumit nivel sau guvernul, într-adevăr, întreprinde ceva, deși am înțeles că nu întreprinde mare lucru în acest domeniu? Această cifră de 700-1200, ea este în creștere sau cumva se menține? Din ceea ce vorbesc eu cu colegii mei și cu personalul medical, mergând foarte mult în spitalele și în instituțiile medicale din țară, lucrurile sunt grave și nu se îmbunătățesc nici de cum. Nu se rup tinerii să meargă la sate să lucreze și nici în raioane. Deci nu există o viziune clară, strategică, cum asta ar face și sunt niște chestii populiste, expuse așa într-o pompozitate mare, dar ca și cu rețeta electronică. Că una e de la ceea ce se declară și alta este realitatea. Bun, așa de fel de a face reforme, noi le cunoaștem, multe reforme de acest tip se fac de la 90 încoace, dar pe semne că maniera de a face reformele nu s-a prea schimbat. Un alt subiect care aș vrea să vă întreb, să-l abordez, este cererea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova de a majora salariile pentru medici cu 30%, recent au fost făcută această solicitare. În principiu, cât de joase sunt aceste salarii? Pentru că medicilor li s-a mai ridicat salariul. Doamna Nimerencu a recunoscut pe bună dreptate că acest lucru s-a făcut și medicii au fost puși cumva în capul listei profesorii pe locul 2. Adică, cumva, aparența arăta că... Cornel, eu aici am să vă dau un detaliu care foarte puțină lume îl cunoaște și îl înțeleg cei din sistem. Nu se vorbește lucrul ăsta. Salariul medicilor este plătit din banii care primește instituția medicală de la Compania Națională de Asigurări. Deci noi avem un contract cu companie anual care prevede care parte din acel contract merge pentru salarizare, care merge pentru medicamente, care merge pentru mâncarea pacienților. În cazul în care există o decizie din partea doamnei ministru sau oricare alt șef de stat că trebuie să creșteți salariile și dacă nu este prevăzută o viziune clară cum va crește acest salariu, din ce fonduri, unicul lucru ce se face, medicii șef sunt nevoiți dacă acest salariu inițial era calculat că va cuprinde 65% din tot volumul acela, acum el va ajunge la 90%. Asta înseamnă că da, vom crește salariile, dar pentru celelalte necesități vor rămâne 10%. Deci și de fapt medicul va avea un salariu mai mare, dar spitalul nu va avea posibilitate să se dezvolte, nu va avea suficiente surse pentru multe alte cheltuieli și atunci medicul acela, chiar cu un salariu crescut de
10% care semnificativ nu-i adaugă lui la bunăstare, va avea condiții proaste de muncă și va suferi și mai mult în relația lui cu pacientul. Deci să mărești acum salariile este contraproductiv pentru că îi lovești în sistemul. Nu, trebuie să te gândești din start, crescând salariul la tot mecanismul, cum vin salariile în instituția medicală și ce trebuie să crești. Pentru că un salariu este creat din anumite costuri care sunt contractate cu CNAM-ul. Și dacă instituția are probleme cu CNAM-ul, și CNAM-ul astăzi asta este un subiect aparte, care trebuie să întrebăm cum ajunge cu aproape 1,3 miliarde în sold și nu oferă și penalizează spitalele și nu le dă banii compleți, asta este altă misiune. Dar în cazul în care noi nu prevedem clar cum se cresc aceste salarii astfel ca să nu sufere alte cheltuieli, atunci da, pentru populism noi o să strigăm că am crescut salariile. Poate, pentru populism noi o să zicem că acei 1 miliard și 300 de milioane care stau astăzi în balanță sau în economii la CNAM, înainte de electorale o să fie folosiți pentru salarii ca să ungem ochii, fără să ne dăm seama că ăștia-s banii tot de pe spitale luate. Noi cunoaștem că politicienii folosesc asemenea trucuri. Da. Noi nu ne propunem astăzi să abordăm toate subiectele din medicină, să facem o analiză de sistem. Prilejul a fost aceste declarații făcute de doamna Nemerenko și ne întrebăm, eu mi-am pus această întrebare, cu asemenea deficit de cadre, mai rezistăm sau nu? Dar ca să închei această discuție, aș vrea să întreb și pe domnul Reniță, tot rămânând în zona politicului, de ce această guvernare ține foarte mult la doamna Nemerenko? Nu pare să fie cel mai performant ministru. Noi ne-am obișnuit să lăudăm miniștrii pasului după ce ei pleacă, că au fost câțiva, despre care s-au vorbit că au fost foarte buni. Și acum chiar îmi scap domnul Popescu la externe, la ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spataru. Da, nu prea le spuneam cuvinte de laudă. După ce pleacă. În cazul doamnei Nemerenko, toți în fond critică situația, dar doamna Nemerenko rezistă și rămâne în funcție și din când în când ne mărturisește că există probleme în sistem. Bine, răspunsul e simplu, pentru că la fel putem întreba de ce deci ministrul economiei este domnul Alaiba, de ce vicepremier este domnul Spânu, despre care se vorbește pe larg în presă și insistent că nu au competențele respective. Deci, în general, despre echipa doamnei Sandu sau a domnului Recean, se vorbește că este o echipă nu prea profesionistă, hai să luăm așa o formulă mai ușoară. Deci, sigur că în echipa asta e la locul ei. Da. Eu am doar o paranteză aici să vă spun. Eu am lucrat în Ministerul Sănătății, știu foarte bine cum lucrurile sunt aranjate și întotdeauna a existat un control dintre autoritățile centrale, fiindcă asta e normal. Și dacă era Ministrul Sănătății, numai decât era un consilier a președintelui țării care monitoriza ce se întâmplă în sistemul sănătății, numai decât era un consilier probleme de sănătate pe lângă prim-ministru, da, care îi spunea ce face ministrul și cu ce este de acord. Și erau mai mulți oameni care aceeași problemă o analizau din perspectivă. Astăzi nu există aceste persoane. Astăzi o avem pe doamna Nemerenko, care este consilier pentru Maia Sandu, consilier pentru Dorin Recean și omul principal care dictează comisii parlamentare ci și cum este corect. Deci are o influență? Asta m-am întrebat. Și este un totalitarism care este foarte specific astăzi pentru multe de chestii. De ce în sistemul... Că în alte domenii, ministrul nu are atâta influență. Dar am impresia că doamna Nemerenko, ca ministru a sănătății, are o influență politică enormă asupra întregului arc guvernamental. Da, explicația care universală de obicei o dau moldovenii, că este cu mătra cuiva. Înseamnă. Nu, prietena președintei. E foarte simplu. S-a vorbit, apropo, pentru telespectatori, eu cred că știu că are și niște locuințe în România, ea este proprietară sau nu, și în tot partidul le folosește din când în când pentru seminare. Bun, cu mătrismul fiind, adică ca și cum cuprinzând ceea ce a spus dumneavoastră, că relațiile strânse de prietenie. Da, în tot cazul, bun, subliniem acest lucru. Noi avem experiența cu colegii de școală, colegii de clasă, prieteni, deci cu toate că au fost strigat meritocrație peste tot, astăzi noi vedem același favoritism care este... Deci, politica moldovenească în toată splendarea, nimic nu s-a schimbat. În fond, constatăm că tabieturile sunt aceleași.
Bun. Acest lucru l-am vorbit și anterior și tocmai din această cauză propun să abordăm câteva subiecte, după cum am spus eu, de morală, politică, de etică, politică, pentru că actuala guvernare s-a iscat cu un scandal, unii spun un scandal monstru, domnul Nantoie a ținut un discurs foarte înflăcărat în Parlamentul Republicii Moldova, și acuzând Rusia, bun, asta este poziția PAS-ului, nimic de criticat la acest capitol, însă și-a permis să se exprime în termeni destul de duri, eu aș spune chiar cumva brutal, cu privire la plecarea dansatoarelor la Moscova. Dansatoare din ansamblu Joc le-a asemuit cumva cu femei de morav ușoare în raport cu soldații ruși. Bun, nu vreau să reproduc. Mie îmi vine greu să reproduc aceasta. Eu da, nu aș putea să fac asemenea declarații. Domnul Nantoi poate din cauza vârstei își permite, vârsta în sens că oamenilor în vârstă le se permite mai mult decât celor mai tineri. Am văzut că s-a iscat un scandal, a fost nevoie ca Doina German, care e președinta Platformei Femeilor, eu n-am știut că există așa ceva în Republica Moldova, l-a criticat un pic așa pe domnul Nantoi, l-a probozit, dar a spus că el de fapt a avut în vedere altceva. Voi începe cu dumneavoastră, doamna Grama, cum vi se pare acest scandal? Sunteți partea unui partid care și el critică politica rusească, evident, numește Rusia stat agresor, dar în cazul dat chiar este cazul să atacăm atât de frontal ansamblul Joc și să folosim asemenea tip de expresie. Noi am vorbit și în interiorul partidului, deci atacul care a fost făcut asupra directoarei ansamblului Joc este unul neargumentat, fiindcă nu poate să răspundă directoarea pentru ceea ce au făcut dansatorii în timpul liber și atunci când ei nu erau conform deplasării de serviciu sau împreună. Da, ei au mers, au dansat. Noi să amintim că multe nunți moldovenești au dansatori care vin și fac așa numitul călâm, da? Deci da. Și care îl fac și ei spun că dansează ziua la Joc, dar a mers și a dansat. Atitudinea față de acești dansatori putea să fie individuală, da? Mustrat sau putea să fie o chestie de etică internă, dar să pedepsești pentru asta directoare atunci când ansamblul Joc are sute de persoane care dansează și se învață, deci asta e o tradiție, e o tezaură culturii noastre și să-l pedepsești pentru aceasta, eu cred că este un exces de zel și ceva neîndreptățit. Doamna Germu, să admitem, doamna Grama, să admitem că într-adevăr ei au recurs la aceste acțiuni. E interzis. Într-adevăr, putem critica Rusia pentru anumite acțiuni în zonă, dar putem interzice dansatoarelor să meargă în Rusia și să danseze acolo, mai ales că nu este... Am zis, e o chestie de atitudine, valori și nici de cum de pedeapsă legală. Deci tu n-ai lege pentru chestia asta. El nu a încălcat legea prin nimic. Și dacă în contractul lui de muncă este scris și el a semnat că el nu are dreptul să folosească numele ansamblului și hainele tradiționale, în cazul în care aceste haine au pe ele o brodătură care este specifică doar jocului, da? Deci și dacă în contract e scris că el asta nu are drept să o facă în afară, atunci el, la revenire și dacă a făcut lucrul ăsta, trebuie pur și simplu eliberat, sancționat. Dar ce are directorul cu asta? Deci dacă noi avem vreo dovadă că directoarea a semnat, a știut, l-a încurajat, l-a trimis încolo, eu înțeleg. Dar dacă aceste dovezi nu sunt, eu nu văd motivul. Da. Și doi, dacă m-ați întrebat despre declarația domnului Nantoi, haideți să ne amintim declarația lui Nantoi cu ceva timp în urmă, când a arătat o figură din trei degete, un jurnalist care l-a întrebat, fiind jurnalist, a dat o întrebare. Deci comportamentul respectiv, cred că este motivat prin faptul că oamenii, perindându-se foarte mult prin fotolii și prin partide, uită ce înseamnă comportament decent și etic. Noi vedem și unii politicieni actuali, ajungând în fotolii, își permit niște declarații. Ei uită ce înseamnă bună creștere la 70 și da, de ani. Leacă, le întunică diferența dintre ce e bine, ce e rău, ce e moral, ce e amoral și le se pare așa puțin că le se prinde un nimb deasupra capului, permițându-și să facă declarații care nu le
le faci față. Da, noi l-am avut pe răposatul Jirinovski, care era vestit în toată lumea prin niște declarații așa specifice, da, care era el. Dar tu într-un fel vrea să semene vrei să-l dânsul. Copii, vrei să fii omologul moldovenesc. Este o chestie lipsită de bun simț să faci așa declarații. Domnul Jirinovski, nu este cum ați văzut acest. Noi îl cunoaștem pe domnul Antoie. Poate chiar îmi permit să spun acest lucru mai bine decât doamna Grama, pentru că, bun, am avut mai multe situații. În principiu, este caracteristic pentru domnul Nantoi, într-adevăr, să folosească asemenea tip de expresie, dar îmi pare că a mers mult prea departe. Da, a mers prea departe și eu vreau să spun că el deja ne-a dat o notă și nouă celor care au reușit să-l critice avut... și celor care îl critică în prezent. Deci a revenit asupra. Noi deja ne încadrăm, da. Nu-și menține imaginea, da? Să zicem, da, el nu cedează, domnul Antoi nu cedează. Sunt niște limite a decenței, mai ales dictate de statutul lui politic. Țin minte că... țin minte. Am citit că Churchill a fost criticat, de exemplu, pentru o chestie anecdotică care a devenit un fel de de istorie, când i-a răspuns unii colegi de la Camera Lorzilor, care i-a spus că e bețiv mare și acum chiar e băut, și i-a răspuns că dar dumneavoastră sunteți tot de o urâțenie extraordinară, dar mâine eu mă trezesc, dar dumneavoastră eu, eu sunt Churchill. Da, și mâine mă trezesc, asta a fost criticat și a rămas deci în anale istorie ca un om care ar fi încălcat decența. Mai ales în Anglia. Ce să-i povestim acolo doamna Oazu Nantoi pe care îl cunosc? Sigur, eu deja am intrat în categoria care nici nu pot iară repeta aici, așa că... Pe de altă parte, este o șasta om fel de PR, da, deci prin așa declarații, oamenii se fac cunoscuți, chiar și PR-ul negativ, toată lumea vorbește de Nantoi. Poate are, că a văzut la un moment că este prea puțin menționat în presă și a revenit iarăși să fie vestit și cunoscut. Dar în fond, în loc să sară cu parașuta, ori să vii cu Kalashnikov în studio, era mai... El a făcut Doamne, lucruri ferește, de... Nu, dar el a făcut nu, lucrurile a făcut asta, astea. El a făcut lucrurile astea. Cu cagula pe cap, da. Adică era poate mai decent decât ce a spus. În tot cazul putem spune, cumva vreau să iau apărare, pentru că, repet, sunt... ne cunoaștem foarte bine. Domnul Nantoi este cel mai original politician din PAS, pe fundalul unii... așa, unei echipe destul de monotone, incolore, domnul Nantoi se evidențiază, doar că am impresia că din ce în ce mai mult se evidențiază prin niște chestiuni care poate mai bine le ținea după perdic, nu le scotea. Domnul Reniț, aș vrea să vă întreb și despre un alt caz care ține tot de deplasările la Moscova, mai ales că practicat în activități sportive. În Moldova, 3 federații sportive și o asociație își pot pierde parțial sau complet finanțarea. Asta similar cu situația doamnei Strâmbeanu, care a fost suspendată din funcție de domnul ministrul culturii. Din cauza că deci, aceste federații pot fi suspendate, pot rămâne fără finanțare, pentru că sportivii noștri au participat la jocurile BRICS de la Kazan. De data asta nu la Moscova, dar de la Kazan. Rusia nu numesc federațiile, dar iarăși, nedumerirea mea ține în primul rând de faptul că jocurile BRICS, asta nu sunt jocuri CSI, de exemplu, sau jocurile Rusiei, Spartachiada Rusiei, asta este ca campionatul Rusiei. Jocurile BRICS e o organizație serioasă, din care face parte Rusia, dar sunt multe alte țări. E adevărat că s-a desfășurat la Kazan, ministerul spune că li se reproșează faptul că nu au anunțat cumva federații, deși nu este clar. Cum vedeți asemenea situație? Nimic nu se schimbă. Știți, tot mai des regimul actual este comparat cu regimuri totalitare și chiar cu ceea ce am avut regimurile care le-am avut noi până în 90 și în ținutul nostru. Îl cunoașteți probabil pe fotbalistul nostru, cel mai redutabil, de fapt, Igor Dobrovolski, care a câștigat aurul la Olimpiada din 88, la Seul. Da, la Seul. Uh-huh. Păi, iată ceea ce nu știe multă lume, este că el atunci i-a dat o replică foarte acidă lui Gorbaciov, pentru că, deci, după ce câștigase ei aurul, un jurnalist l-a întrebat ce crede despre spusa lui Gorbaciov, că sunt unii fotbaliști care înjură pe teren și ei ar trebui să fie pus la punct.
ar trebui să fie pus la punct. Și Dobrovolski a spus că să-și pui el la punct întâi politica lui. Aha. Și întors în țară, deci a câștigat aurul, deci el n-a fost, a fost respins de la decorațiunile care au fost în toate întregii echipii și nu i s-a dat automobil. Volga, la toată echipa i s-a dat. Deci uitați-vă, au rămas aceleași instincte. Deci eu le-aș spune instincte totalitare. Ce treabă ai tu cu niște sportivi care se duc să-și confirme anumite performanțe, care el trebuie mereu să participe la toate competițiile bune care, unde trebuie să arate rezultate. Deci el a făcut, din nou, ne întoarcem la aceeași situație ca și cu, în cultură. Acolo, apropo, oamenii de la cultură, exact fac cum făcea Madame Furțăva odată în Uniunea Sovietică. Deci ea avea o listă neagră și pe cine dorea ea, deci n-are important cine. Că e Roland Bâcov, că e Nicheta Mihalkov, deci îi punea la punct, ori îi scotea din cultură. Deci aceleași instincte totalitare trebuie odată să ne oprim. Dar întrebarea mea și pentru doamna Gabi, dar nu este mai simplu să scoți o lege, și asta ar fi, cred eu, cinstit și corect, să scoți o lege Parlamentul care să interzică deplasările. Foarte, foarte clar. Deplasările la Moscova, în Rusia, cu sportivi, cu caracter cultural, indiferent de motiv, sau prin corespondență. Și atunci toată lumea o să înțeleagă ce să facă. Dacă nu este clar, sau cum trebuie de procedat în asemenea situație? Nu, haideți în primul rând să menționăm că noi nu am aderat la toate sancțiunile care sunt. Asta este primul punct. Uh-huh. Dar doi, ceea ce vreau eu să spun este că actuala guvernare face exces de zel în ceea ce înseamnă penalitate astăzi. Deci penalizările la noi sunt pe locul întâi și nu sunt abordări constructive, dar penalizăm. Noi vedem modificarea la codul educației cu penalizarea copiilor, noi vedem penalizarea jocului, noi vedem penalizarea acestor federații, noi pedepsim, pentru că nu ne ducem mintea altceva să facem. Noi închid televiziunile, dar am impresia că nu pedepsesc până la capăt. Nu, pedepsești. Știți, un părinte care nu știe cum să-și educe copiii, scoate cureaua și începe să bată. Deci asta este tot ce poate el, și arăt forța. Deci și asta ceea ce face azi guvernarea, ei își arată forța, mușchiul, da? Că nu eu pot asta să fac. Dar să te gândești, de fapt, ce n-a fost corect, de ce s-a ajuns în așa situație și ce eu trebuie să fac, asta e prea complicat să gândești, de ce nu se complică. Dar dacă să ne întoarcem la acești sportivi, din punctul nostru de vedere, este că trebuie de văzut în esență. Dacă oamenii ăștia au plecat la competiție, din ce fonduri? Au plecat ele din fondurile statului sau din fonduri personale? Dacă au plecat din fonduri personale, au mers ei pe deplasare oficială sau au mers iarăși pe cont propriu? Uh-huh. Și dacă ei au mers pe cont propriu și dacă au mers pe bani proprii și au venit cu aurul în țară, eu vreau să îi întreb cei care penalizează și le ia resursele, ce au încălcat, care lege și care articol au încălcat. Fiindcă eu sunt specialist în domeniul legislației și a drepturilor fundamentale ale omului și eu vreau să văd legal, în afară de supărarea unui ministru, ce au încălcat oamenii ăștia. Dacă ei au făcut-o pe cont propriu, atunci întrebarea este, da, au lipsit de la orele de muncă, nu au primit delegație, da, atunci tu îl penalizezi conform codului muncii. Dacă nu au încălcat asta, atunci pentru că a fost în Rusia, eu înțeleg, dar iarăși, haideți să vedem prejudiciul adus statului în contextul în care s-a participat la aceste competiții. Deci noi nu vorbim despre niște sancțiuni la care noi am aderat și au fost încălcate. Am încălcat noi careva sancțiuni, fiindcă în contextul ăsta noi avem o poziție aparte și cu privire la noțiune care astăzi se lobează foarte mult de trădare de patrie. Pentru că noțiunea de trădare de patrie este o noțiune atât de abstractă și atât de subiectivă care poți să o lipești oricui în orice context politic. Deci eu înțeleg noțiunea de încălcare a principiilor de securitate și siguranță statului. Eu înțeleg prejudiciile aduse prin... Dar trădare de patrie poate fi făcută... Cu cui convine. Eu astăzi vorbesc la dumneavoastră în emisiune și cineva poate să-mi spună că eu... Același lucru îl simte foarte multă lume, ca să nu arăt cu degetul spre mine. Senzația este că devin din ce în ce mai vulnerabil. Domnul Rinț, doamna Grama vorbea despre aceste apucături sau năravuri proaste a guvernării de a sancționa. Dar cât de eficient vi se pare aceste sancțiuni? Pentru că, bun, interzic televiziune, interzic partide, interzic copiii la BAC, cu asta s-a început. Prima sancțiune de unde noi am înțeles că, da, oamenii ăștia chiar vor să ne sancționeze, sunt examenele la BAC. Și tot așa, iată, interzic deplasările, suspend directorii,
Dau afară pe... Da, dar de ce? Iarăși, eu am senzația că e jumătate de măsură. Dar de ce nu... Da, închid categoric, scoate... Au închis televiziunile, dar ele cât de cât funcționează sau își schimbă denumirea. Partidele au fost interzise, dar ele activează. Cum vi se pare acest stil de a sancționa? Ține de dublu standard, pentru că, deci, pe de o parte, dorința lor mare de a interzice este și ar face-o, pe de altă parte, totuși rămân niște organe de supraveghere, niște comisari europeni totuși care se mai uită, care, da, mai care îi mai atenționează și, deci, trebuie să respecte niște formalități. Păi, iată, ei... activitatea lor de penalizare între respectarea formalităților și dorința lor nebună de a închide pe toți, probabil, și pe dumneavoastră, fiindcă ați adus aminte. Eu sper că nu, doamna Gramă, iată, pornind de la ceea ce am vorbit până acum, cumva am constatat cu stupoare ceea ce a zis, că și pe dreapta liderii politici critică din ce în ce mai dur guvernarea. Și am reținut o declarație făcută de liderul partidului dumneavoastră, domnul Munteanu, care, bun, în primul rând s-a bucurat, ceea ce este caracteristic drepte, că se deschid negocierile de integrare. Încă nu este clar 100%, dar se pare că da, se va întâmpla acest lucru pe 25 iunie și domnul Munteanu a subliniat acest lucru, însă a avut un pasaj foarte interesant. Ar trebui ca emisarii europeni să iasă din tabloidele propagandei oficiale și să se informeze din surse directe locale despre cum merg treburile alea în economie și societate. Este vital să se discute cu mai multă atenție cu vocele disidente ale societății civile. Noi avem, eu nu știu că noi avem societate civilă disidentă, cu partidele pro-UE, deelitizăm integrarea europeană care va muri în fașă dacă va fi capturată de găștele unei puteri politice incapabile de dialog. Doamna Gramă, mi se pare o critică destul de dură față, chiar foarte dură față de guvernare. Deci, dar domn... sinceră. Da? Păi asta așteptăm să ne spuneți dumneavoastră. Da, că... deci asta este poziția noastră, fiindcă prin faptul că partidul care astăzi este absolut prezent în toate puterile statului și-a asumat un proces foarte complicat, care noi dorim cu toată inima că el se întâmple, este vorba despre integrarea europeană, dar și-a asumat-o, știți, când iai o bucată, trebuie să știi că poți să o înghiți. Dar dacă o iai și ea te va neca și va duce la peire, asta este un risc și de aceea noi trebuie înainte de asta să te învățăm cum să mănânci. Dar nu să zici, eu am să pot, tot e mie, eu tot pot și atunci, la un moment dat, faci prostii și se întâmplă lucruri care după aia e greu de corectat. Deci prin niște acțiuni care nu sunt gândite, prin lipsă de profesionalism, prin oameni care sunt puși în anumite funcții, nu după merite, dar după culoare de partid, noi punem în risc însăși procesul de integrare europeană, ceea ce ne îngrijorează. Deci și atunci noi avem obligația să facem adresări către guvernare și să le spunem, noi tot vrem integrare. Noi nu suntem contra, dar noi vrem să fie făcute lucrurile corect, fiindcă altfel vom fi penalizați toți ca țară și vom pierde toți. Deocamdată nu pare să fie așa. Nu aveți dreptate, noi avem diferite rapoarte externe care nu ne fac față. Deci noi avem raportul cu privire la alegerile trecute, care este OSCE ODIHR-ul, da? Care arată foarte multe lacune în procesul de realizare alegerilor și acele momente când totuși trebuie ca structurile externe, internaționale, vin și ne atenționează. Noi avem Comisia de la Veneția, noi avem cazurile la CEDO care le pierdem, da? Deci noi avem situații care ne arată că în Republica Moldova mai trebuie de lucrat foarte mult la anumite componente și de ce noi trebuie să fim alături de ei, de guvernanții actuali și să le spunem, nu luați așa cum trebuie, dar vă rugăm, respectați cărniți, legea, respectați, cum spune la noi. Cărniți o altă parte. Respectați principiile statului de drept, respectați Constituția, respectați democrația și nu fiți atenți că puteți să o derapați în niște momente care ulterior vom suferi toți noi. Am înțeles. Domnul Rinză, o altă teză. Mi-a tras atenția această declarație, pentru că, în primul rând, prin faptul că este furibundă, este mânioasă, aș spune eu. În al doilea rând, o idee care nu o găsește la fiecare politician de Republica Moldova, domnul Munteanu vorbește despre deelitizarea integrării europene. Cumva este un îndemn
să facem integrarea europeană cu fața spre popor, nu spre fața de aceste criterii, standarde, tehnicizarea excesivă pe care o pricepe doar birocratul european și poate politicianul și nu mai pricepe nimeni ce se întâmplă. Dumneavoastră, cum vedeți acest subiect? Sunteți de acord că s-a produs o elitizare excesivă? Deci oamenii nu participă la integrarea europeană. Exact, dar în privința asta nu se face elementarul. Da? Elementarul, eu aș spune că cel puțin mass media subordonată, dar ei destul de largă, televiziuni care au fost aduse, platforme de informații, site-uri, deci nu se ocupă cu alfabetizarea, ca să spun eu, eurointegrării. Păi avem atâtea ONG-uri. Deci oamenii, de fapt, nu înțeleg. În afară de cuvintele astea care le spune prim-ministrul, președintele, deci lozinci, înflăcărate și mărețe, că acolo va fi totul bine, pe când oamenii pot privi puțin mai la vale spre Bulgaria și puțin mai aproape spre România și să vadă că lucrurile, dacă vorbim de ceea ce a spus dumneavoastră, de popor, nu despre elită, da? Lucrurile nu merg chiar așa cum se cade și asta nu înseamnă că noi vom fi ca și cum mutați între, ca teritoriu și populație între Germania și Franța și acolo vom trăi bine, vom avea o bucățică de Eden. Nu e așa. Deci totul cade tot pe seama noastră. Noi trebuie să ne facem cu mâinile noastre totul. Că va fi anumite ajutoare, da, dar ajutoare s-au dat, vă spun, și în Bulgaria și în România și lucrurile acolo merg destul de prost. Nu merg nici în alte multe țări. Până aici e discutabil. Unii spun că merg foarte bine. Da, alții. Eu vorbesc din ceea ce citesc eu și urmăresc presa românească și eu vorbesc nu despre elita care simte bine, iată cum dacă îl iei pe citate din Siegfried Mureșanu, da, totul merge foarte bine, dar de fapt merge cu totul altfel. Asta e una. Asta a doua, noi ne vom confrunta cu o problemă foarte mare. Deci chestia acum nu rezidă numai în Parlamentul European. Deci asta e unul din organele legislative, dar este unul mai important care se numește Consiliul European, unde se întrunesc cele 27 de șefi de state. Nu e așa? Și acolo componența se începe a schimba. Franța, Germania, Austria, asta Belgia... Asta spun eurosceptici, domnul Dumitru. Eurooptimiști spun că totul este eu ok. Eu tocmai sunt eurosceptic, da. Și deci acolo... Deci ceea ce spune doamna Grama, rapoartele care s-au făcut, dacă acum anumiți oameni privesc printre degete la ele, anumiți oameni care vor completa Consiliul European o să întrebe altfel. Și va fi mult mai greu și mult mai responsabil. Deci ei nevoie de specialiști de care zice doamna, dar care ei nu-i vor lua și nu-i vor încadra, pentru că asta e stilul lor de lucru. Numai a lor. Domnul Gramă, apropo, vreau să vă spun și ca comentator politic, ca persoană care participă la emisiuni, nu doar din scaunul de moderator, că dacă vreți să interveniți peste vorbitor, puteți să o faceți fără să vă uitați la mine. Nu, eu, etic vorbind, eu las omul să-și expună până la capăt opinia, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, știți, aici am să-l citesc pe Voltaire, nu sunt de acord cu tine, dar am să-l lupăm la moarte pentru dreptul tău de a te expune. N-am să întrerup, fiindcă nu-mi place mie să fiu întreruptă, dar vreau să zic că nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește vecinii noștri din România și Bulgaria, că nu este atât de ușor, dar nu este ușor să îți schimbi mentalitatea și să accepți niște standarde europene, dar dacă ar fi atât de rău, cred că nu s-ar duce atât de multe familii din Republica Moldova să trăiască în România, unde nivelul de viață este altul și totuși este mult mai bună securitatea, să zicem, omului simplu care merge încolo să trăiască. Doi, însăși procesul de aderare înseamnă un proces foarte îndelungat de ajustare unde trebuie să fie implicat toată societatea. Și aici am să vă dau un exemplu. Eu am participat în 2019 la un eveniment al Consiliului Europei, fiindcă eu 10 ani am fost reprezentantul țării la Consiliul Europei la Strasburg, în Comitetul de Bioetică, și noi am avut un eveniment care se numea Dezbateri Publice. Și a fost
văzută toată experiența din Europa, cum se petrec de fapt dezbaterile publice și ce înseamnă asta pentru luarea de decizii. Și eu vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră despre implicarea elitelor. Deci mi-a plăcut foarte mult experiența țărilor nordice care spuneau că ele au o platformă unde fiecare cetățean poate să intre online să-și spună problema. Dar cineva l-aude? Și spus, către deputați. Fiindcă deputații, eu am să amintesc pentru cei care au uitat, sunt expuși delegații poporului. Da. Da? Deci cei care vin din popor și trebuie să apere. Și atât acești deputați sunt interesați ce zice poporul cel care le-a ales, ce probleme are. Și o persoană simplă din satul X intră pe site-ul ăsta și scrie: eu am nevoie de apă. Și dacă altele 100 de persoane o să scrie eu am nevoie de apă, înseamnă că problema asta o să fie luată în vizorul deputatului, iar dacă 1000 de persoane o să spună, deci asta va fi discutată la nivel de comisii deja. Deci deputații, parlamentul sunt permanent deschiși să întrebe problemele poporului ca să fie discutate la nivel. Asta la nivelul țării. La nivel național. De ce ar însemna atunci elitele? Da? Deci se închid câțiva deputați dintr-o sau o gașcă de o culoare de partid într-un birou și decide ce e bine pentru țară fără să deschidă ușile la dezbateri publice, la discuții. Dumneavoastră aveți senzația că elitele noastre cam așa guvernează. Da? Asta este și asta a spus-o și Promolexu când a arătat numărul de legi care au fost adoptate în Parlament fără ca să fie discutate, să fie respectată procedura. Da? Și atunci când chiar dacă noi venim în Parlament cu anumite clopoțele, da, și eu am sămător chiar și la modificarea codului educației, atunci când însăși avocatul poporului, ombudsmanul, dă aviz negativ la o modificare a codului educației cu privire la penalizările față de copii, surți și orbi. Deci da, eu, asta este senzația absolut, pe care o avem cu toții. Nimeni nu ia în considerație ce spui și se iau decizii. Iată, despre asta aveam vedere, domn președinte, acele elite care astăzi sunt în toate organele statului și care iau decizii fără ca să fie consultate, coordonate cu populația. Și este ruptura asta și atunci cred că trebuie de deschis ușele spre populație. Am înțeles. Populație. Domnul Rniț, un alt proiect politic pe dreapta. Astăzi vorbim mai mult despre proiectele de dreapta, pro-europene. E vorba de domnul Andrei Năstase, care a anunțat că va candida, probabil va fi concurent în prima fază pentru candidatul, posibil candidat, cubul, nu știm deocamdată care este. Nu știm, da, va fi curând anunțat. Deși faceți parte dintr-o platformă comună, da, coaliție. Domnul Năstase vrea să candideze și spune că lucrează la un nou proiect politic. Și cum vi se pare aceasta? Devine din ce în ce mai activ? La fel, domnul Filat se implică, deci mai multe proiecte de dreapta. Noi am crezut că nu vor fi foarte multe inițial. Iată că se activizează, se dinamizează situația. Sunt cu șanse aceste proiecte, ca să pun așa o întrebare de profan. Nu se prea întreabă asta între specialiști. Da. Cu șanse ori nu. Deci atunci când sunt alegeri, ca și într-un meci de fotbal, nu poți să spui și să va termina. Mingea e rotundă, să răspunde da, la... Scorul, mai ales că ei sunt într-un fel și unul și altul defavorizați la start și n-aș vrea să lovesc în cei slabi, pentru că cu domnul Filat vedem cu toții ce se întâmplă, deci cu cât înaintează el sau vrea să se reabiliteze politic, cu atât mai multe acuzații apar și dosare. Domnul Năstase e unul care a cedat odată mai Sandu, ceea ce nu se face în politică. Și nici măcar în raport cu o doamnă, da? Da, nici în raport cu o doamnă. El a înțeles târziu greșeala. Nu știu dacă va reuși să o repare și de data asta, dar eu salut faptul că el revine și vedem că are ce spune. Asta pentru mine ca ziarist este important, adică e util pentru mine ca ziarist, pentru că el aduce lucruri tot mai noi și mai noi și eu consider că până la urmă să spui de cine s-a otrăvit mai tare cu Mercuriel, ori doamna președinte. E bun, asta e cu titlul de glumă, pentru da, sigur că mi s-a părut un caz cumva insignifiant, așa, sau de două zile, a durat două zile. Da, a crescut ratingul mai mult decât o glumă atunci. L-am urmărit atunci acest lucru. Doamna Grama, iată aceste proiecte și având în vedere faptul că nici
voi încă nu știți exact cum o să procedați, înțeleg că nu este o claritate deplină. E bine pentru... Cum să construiască partidele de dreapta o strategie coerentă politică în condițiile în care avem un referendum de integrare europeană și trebuie, voi chiar veți face campanie în favoarea referendumului, dar s-ar putea să aveți, cel puțin Năstase și Filat, să aibă candidați separați. Cum va fi situația pe dreapta pro-europeană în condițiile în care vor fi mai mulți candidați și va fi și un referendum? Cum vedeți? Pentru alegătorul nostru va fi, desigur, iarăși destul de complicat să se decidă, fiindcă multă lume zice uniți-vă, fiindcă să ne fie mult mai ușor să dăm un vot. Poate din acest motiv am și creat blocul împreună ca să avem unitatea și să, cumva să fim mai mulți susținând un singur candidat. Până la moment încă discuțiile sunt fierbinți, încă nu avem un candidat unic din partea blocului, dar faptul că domnul Năstase sau domnul Filat au reapărut pe scena politică, știți cum, suntem o țară democratică, fiecare are dreptul să o facă, nu putem să criticăm sau să apreciem. Alta este pe cât alegătorul nostru astăzi vrea fețe noi sau fețe vechi. Deci noi de multe ori discutând cu oamenii din teritorii, mulți ne spun că mai vrem oameni noi, oameni care nu au trecuturi pentru care să le reproșezi, nu au greșelile care au fost fatale și au arătat odată că ceea ce au făcut a dus de fapt spre rău. Deci alegătorul de multe ori penalizează și este nemulțumit pentru niște decizii a unui politician și de aceea noi mai mult pledăm pentru oameni noi în politică care să nu fie experiență. Dar și PAS a fost un partid nou cu oameni noi. Hai lăsați-o. Maia Sandu este omul care vine din experiența domnului Filat. Hai, aici nu mai sunt chiar așa de noi oameni. Ceea alta este dacă numiți toți copiii ăștia care au terminat facultatea și imediat au devenit miniștri, ăștia nu sunt oameni noi, asta e lipsa de profesionalism. Deci asta eu nu consider politicieni. Deci noi trebuie să vedem lucrurile și să le numim așa cum sunt. Păi, politicianul tot e în devenire, poate. Ei au greșit pe seama noastră, dar ulterior Nu sunt, Corneliu, de acord. Un politician în devenire, cu prima inscripție parlament, deputat și ministru, este o greșeală fatală pentru un sistem. Și aici eu n-am să fiu de acord și am să o spun întotdeauna deschis. Bun, respect punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Rinițu, dumneavoastră, cum vedeți lupta pe dreapta în condițiile în care, iată, de exemplu, Partidul Social-Democrat European, un alt partid care se declară pro-european, că trebuie să facă această specificare, că nu toți îi cred că sunt pro-europeni, au spus că vor face o campanie proprie, națională, de promovare a plebiscitului privind eurointegrarea Republicii Moldova, salvați referendumul, referendumul trebuie să fie salvat. Și, evident, critica este adresată guvernării, pentru că ăștia promovează un referendum prost gândit și noi îl salvăm și facem o campanie națională proprie. Cât de amplă va fi această campanie, nu știu. Dar cum vi se pare aceste ciondăneli pe dreapta? Mi se pare că între... Să o luăm de la celălalt capăt, adică de la final, nu este o ciondăneală între partidul respectiv și... și președinte, în maniera în care servesc ei o nouă formulă a campaniei electorale pentru referendum, nu este nimic nou, dimpotrivă îi ridică mingea la fileu doamnei președinte. Credeți? Referendumul, în general, după cum știm, nu are niciun rezultat juridic palpabil. Este așa o chestiune, hai să-i spunem... De promotion, da? Da, și de care se folosește în mod evident, și asta au subliniat-o mai mulți experți, politici și politicieni, îi servește foarte bine la țancă, doamnei președinte, și ce vor face Partidul Social-Democrat European acum? Da. Da. Partidul Social-Democrat European vor servi... Fostul Partidul Democrat. Da, da, da. Vor servi președintei. Deci vor ei, nu vor, recunosc ei ori nu recunosc, dar așa se întâmplă. Dar pe dreapta, deci noi am avut tot timpul ce și-ați spus dumneavoastră, ciondăneală sau neînțelegeri sau hai să le spunem... Ei, nu s-a semnat pactul pentru Europa, totuși o mișcare spre consens aparent există.
Da, este un consens în sensul în care toate partidele care s-au declarat în susținerea vectorului european au venit și au confirmat lucrul ăsta prin o semnătură. Și a fost unul din scopurile blocului creat de către noi, ca să nu fie inițiativa unui partid, a unui grup de partide care a invitat toată lumea să spună de cert, tu ești pro-vectorul european sau ești cu Kremlinul. Și lumea a venit și a semnat. Dar ceea ce înseamnă această promovare a referendumului la care dumneavoastră vă referiți, eu cred că prin aceste acțiuni, astăzi pasul este în declanșare deschisă a acțiunii electorale. Noi vedem acele materiale care sunt promovate și îmi pare rău că ce nu se sesizează este poza Maiei Sandu peste tot. Doamna s-a declarat că va candida. Deci, de fapt, asta a fost și una din inițiativele referendumului, ca să fie asociat cu Maia Sandu. Astăzi merg miniștrii noștri prin țară și promovează referendumul, dar, de fapt, este, eu cred, cu o campanie deja care se desfășoară și cred că PSD-ul a preluat și la fel folosește această ocazie pentru a-și face intrarea în campanie electorală. Noi promovăm vectorul european. Noi suntem absolut pro-europeni și vom promova întotdeauna acest lucru, dar o vom face corect. Eu, da, țeac, dar eu l-aș ruga pe domnul Reniță să-și încheie gândul cu ciondănelile. Totuși, credeți că pe dreapta vor domina ciondănelile, aceste lupte intestine? Da, uneori ele iau forma ciondănelilor, depinde cine cu cine acolo se ceartă, dar în general, pe dreapta niciodată n-au avut un candidat unic nici într-o alegere, hai să ne aducem aminte. Au ca un candidat după alegeri. Da, cu greu făceau convenții, făceau alianțe, până la nu, pentru că, mă rog, avem mulți politicieni, cu adevărat, mulți din ei sunt dotați, respectați și toți își doresc să, mă rog, să fie între primii. Eu am să vorbesc acum ca un reprezentant a dreptei, da, și a unui partid de dreapta. Noi am avut foarte mari speranțe și așteptări față de doamna Sandu, care a fost personal, eu am votat-o și am susținut-o, dar în 4 ani am văzut că avem un președinte, nu a tuturor, dar un președinte a PAS-ului, ceea ce foarte tare ne-a supărat și cred că de aceea ne face să mergem separat și să nu avem acel unic candidat, care nu este un candidat al dreptei, dar un candidat al unui partid. Da, bun. Eu am pus aceste întrebări pentru că la un moment dat am constatat că doamna Sandu părea să fie candidatul dominant, dar faptul că încep să apară candidați pe dreapta este un lucru nou în politica noastră și el este de remarcat. Candidații dominanți disemnează de către sondajele sociologice, care și noi știm că înainte alegerilor și mai ales în timpul alegerilor... Aceste realități adevărat se construiesc, parțial se construiesc. O ultimă întrebare care ține tot de etică politică. Cazul fostului comandant suprem al armii, nu, șef al statului major, domnul Gorgan, am văzut replica domnului Filat, care a spus că el a fost numit în funcție, pentru că acum este asociat foarte deschis cu rușii. Însă a fost numit în funcție cu sprijinul Partidului Liberal Democrat, dar având toate recomandările în acest sens, inclusiv al SIS-ului, dar la fel și partenerii străini l-au recomandat foarte călduros pentru această funcție. Deci acum, cumva, asta este elementul etic. Acum toată lumea, cei care se află la guvernare, se dezic de el, cumva, l-aruncă, dau la o parte, dar anterior, toți ei l-au promovat. Doamna Grama, considerați că domnul Gorgan e o victimă a împrejurărilor, a intereselor politice sau cumva își merită soarta? Este foarte greu să dau această apreciere la moment, este întrebarea așa cam cu multe necunoscute, dar în primul rând aprecierea dată de către SIS și de către partenerii externi trebuie să fie acordată în timp. El a devenit informator și este acuzat de a fi informator al forțelor ruse înainte de a fi apreciat de SIS sau a fost apreciat ca băiat bun și de treabă, după aia peste puțin timp el s-a vândut
făcut și a devenit informator. Eu am zis că după ce a plecat din funcție, asta foarte des se întâmplă în politica moldovenească. Te dau afară și după asta tu devii inamicul sistemului. Păi și atunci... Dar până atunci îl servești sistemul. Faci legătura și atunci nu poți să legi aceste două capete, fiindcă atunci când cineva l-a recomandat, era om curat. După asta, comportamentul lui nu poate fi legat cu ceea ce a fost atunci. Este primul lucru. Și al doilea lucru, retragerea acestor distincții imediat, numai după prima acuzare, iarăși eu am să fac referire la dreptul fundamental de prezumția nevinovăției și lasă să se expună judecătorii să fie acuzat de ce este acuzat și după aia să avem observăm și... Observăm că le plac sancțiunile. Le imediate, plac. Deci retragerea doamnei din deputat când atunci fiica ei a fost prinsă. Țin timp până la final, două minute, domnul Reniță. Cum vedeți acest caz? Foarte bizar, neunivoc. Da, pe de o parte, relația cu Rusia este practic evidentă, deși încă urmează să fie demonstrată într-un proces, dar felul cum se comportă în raport cu domnul Borgan? Da, e absolut clar. Deci, până la un verdict a judecății, nu poți învinui omul. Și ceea ce au făcut ei, trebuie să facă după ce ar fi avut un verdict negativ, asupra domnului Gorgan. Dar ei au făcut totul înainte de verdict. Eu aș merge mai departe. Bine că încă nu l-au închis. Nu-i verdictul, dar el este atacat de instituțiile statului, care pe dânsul, asta spune domnul Filat, l-au promovat și au știut probabil despre toate aceste probleme, dar oricum l-au promovat, nu-l vedeau vinovat până ieri. Da, bine, el era, mă iertați, el era într-o postură, până nu de mult, foarte responsabilă într-un organism tot Organizația Națiunilor Unite, deci acolo oamenii tot nu numeresc întâmplător. Da, înțelegi? Probabil să fac niște verificări. Nu că probabil, da. Sunt sigur de asta. Și apine prins de veste, cum a spus doamna Grab, poți trezi trădători de patrie, chiar uneori, poate în cazul dat, sunt și anumite motive, dar senzația este că astăzi te poți trezi trădător de patrie și fără motive, așa, pe neprins de veste. Eu vreau altceva să zic. Acest scandal așa apare foarte ciudat la un moment că noi ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă cu reprezentantul Interpolului. Da, deci exact. A apărut așa, nu știu cum, pentru frapunere departamentului de imigrație. Da, și acolo ca importanță, cu toate că acel subiect este mult mai grav pentru doamna țara noastră. Nu avem timp să-l abordăm în această emisiune. Da, probabil o să o facem în cadrul unei alte emisiuni. Sper foarte mult că v-a plăcut să participați la emisiunea De Facto. Doamna Grama pentru prima dată a venit, este o premieră. Eu sunt foarte mulțumit de prestația dumneavoastră și sigur mi-aș dori să mai veniți să ne vorbiți despre dreapta pro-europeană, care este un subiect fierbinte în ajun de alegeri. Mulțumiri și domnului Reniță pentru prezența lui, ca de obicei, edificatoare. Vă spun la revedere și telespectatorilor și le urez o seară plăcută alături de cei dragi.